de Palat de Bacalvașa, iar astăzi avem pe invitatul nostru special Sevice oficial Șchiop îl cheamă. Astăzi vă vom prezenta bicicletele noastre Mifa, Crossu de poliție. Sigur, partea biciclete a doua. De... Cum? Partea a doua. Partea a doua. Bicicletele de poliție, ambele sunt de poliție. Înainte să începem, noi lăsați acolo un mare like și un subscribe. Hai să începem. În primul rând vă arăt Mifa. În dotarea lor avem girofare de poliție. Puteți să le observați. Aveți grijă cum vă comportați, că e cam bai cu noi. Pe lângă girofare, vă rog, domnul cameraman, pe mine, vă rog. Dați-vă în spate. Avem aici în bord sirene. Pam. Așa. Avem 5 tipuri de sirene, de fapt mai multe. Așa. Și mai avem încă unul. Așa. Și aici, în bord, mai avem o sirenă. Și ce se vă schimb. Sirene de poliție, mă! Pasatul poliției cu radar pe el, ce se mai... Stai, că am pornit ceva. Așa. Avem aici una. Asta cântăm cu marșalierul. Și mai avem aici. Trage pe dreapta, poliția. Asta o folosim în urmărirea infractorilor. În dotarea bicicletei mai avem aripi. Pentru protecție, să nu ne stropim pe picioare, pe spate, pe... Acum vi știți voi. Avem frână pe față. Aici. Avem un confort pe ea extraordinar, ce să mai spun. Deci fiți atenți. Are stalat dublu. Hâți geonuțule cu bună dimineața, fiți atenți. Deci, e mole. 35 de lei am dat pe el, să știți, e la Ruș din Câmpeni. Avem suport pentru apă, avem apă borsec. Deci, e ceva foarte șmecher la această bicicletă. Avem picior pentru a o lăsa oriunde. Hai aici. În spate, desigur, avem poziția care este aceasta. Aceasta este pentru ceață. Și avem și semnalizare. Să se vă pun. Asta mai jos. Semnalizare dreapta. Aici. În dotarea bicicletei mai avem pinioane. Avem 6 pinioane pe spate. Schimbător de la Shimano. Avem pedalier foarte bun, deci n-am niciun pic de joc în acesta. Nici n-am avut bicicletă să n-am joc în pedalier, să vă zic sincer. N-am niciun joc în bicicleta asta. Cauciucuri noi, cauciucuri M plus S pentru iarnă și vară. Și ce să vă mai arăt? Altceva nu mai am ce să vă arăt la această bicicletă. Ah, apropo, avem geanta poliției. În această geantă se află chei. O brichetă când mă duc, ce știu, poate la mormânt, poate undeva. Așa. Deci e foarte spațioasă. Așa. Apropo, are suspensii pe față. Iar acum o să vă prezentăm Crossul. Imediat să vie prietenul, să vie cameramanul. Prezint eu bicicleta mea, pardon, Crossul meu, în care la început vă prezenta tovarii. Ce faceți, prieteni? Azi să vă prezint Crossul. La început prezentat o vali Palade, Bacalbașa. Acum începem cu o sirenă de poliție. Hai să vă arăt. Uite. Avem becuri, în caz dacă vine noaptea și nu vede, mergem pe noapte. Mai avem două becuri, aici în caz dacă nu vedem. Uite, le aprindem și acum, ăsta nu prea merge, dar le aprindem și pe ăsta. E bun așa, pornește și becul mare. Aprinde și becul mare. Așa, lasă-l așa. Și ce mai avem? Un suport de telefon, când mergem sau ascultăm muzică sau ceva. Avem becuri, avem vază.
Apasă și frâna, apasă și frâna. Avem și nesta, când am pune nesta să oprim astea, nu se vede, uite, avem. Semnalizare. Semnalizare, avem. Aprinde poziția pe spate, avem, pentru ceață, aici, așa, ceață. Și încă unul. Mai avem bec, avem un reflectorizant în caz, dacă vedem, dacă nu văd oamenii noaptea. Mai avem aici pioane. Pinioane. Pinioane, avem 6 pinioane, avem aici un schimbător. De la cine? De la? De la Shimano, Shimano. Shimano. Avem pedale. Reflectorizant. Reflectorizant. N-am avut niciun bike. Asta merge foarte bine. Am acordat cu cricul. Mai avem un schimbător pe față. Are 3 din astea. Nu știu câte schimbătoare are. Avem prinde frile pe aici. Nu m-am săturat de ele. Avem un suport de un suport de apă. Aici ne punem apa când e sete. Ce să zicem? Mai avem cauciucuri. Destul de bune. Pentru iarnă, pentru toate anotimpurile, mai avem tot un bec reflectorizant pe față, schimbător, ca să știți, ăsta e pe spate și ăsta e celălalt din stânga, e pe față. De ce să vă mai prezint? Cam atâta. Dragilor, acum o să vă pun niște filmulețe cu aceste două biciclete splendide de poliție. Suntem îmbrăcați în poliție și Sebi. No, hai că vă arăt acum și bicicletele, un clickbait, hai! Shady, shady. Yeah. 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 It's a movement, it's a movement! You can't stop it, stop it! I say I run it, cause I'm in control. Hitting out, you're gonna see a couple shots. Fraților, cam atât a fost și cu acest video. Nu uitați înainte să vedeți acest video sau după aceea să dați un mare like, un mare subscribe. Eu am fost Palat de Bacalbașa, Valib, așa. Și el? Sebicel Oficial Schiop. Intrați și pe TikTok-urile noastre, el e Sebicel Schiop Oficial. Eu sunt valipalade.ro. Hai, cu voi a fost noi, pa!